Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Cluj, suntem cu domnul Lukács József. Am zis bine? Lukács József. Așa. Dânsul este muzeograf la Muzeul de Istorie la Universității din Cluj și avem o poveste foarte amplă pe care de-abia așteptăm să o ascultăm și să o auzim. Da, bună ziua! Bună ziua! Da, ar fi povestea învățământului clujan și, în mod special, învățământul de nivel superior din Cluj. Da. Suntem într-un loc... Se lucrează. Se lucrează de aproximativ 2 ani de zile strada, da, Cogălnicianu, sau pe vechea nume strada Ulița Lupilor. Da. Este în renovare și se taie piatră. Da, practic continuu. O să arate bine. Da, și se încearcă revenirea la înfățișarea, hai să spun, originală, medievală, da, a străzii. Bun, cu acest pavaj de piatră sau cu piatră tăiată. Suntem într-un loc special pentru învățământul superior clujean, locul în care a funcționat prima instituție de învățământ superior din Transilvania. Chiar aș putea extrapola puțin și spune că este cea mai veche instituție de învățământ superior de pe teritoriul României. Este vorba despre Academia Iezuită, întemeiată în 1581. Este prima instituție din Transilvania, respectiv din România, care a primit dreptul de a emite titluri universitare absolvenților săi, adică titlurile în latină de bacalaureus, magister și doctor. Da. Să vedem puțin cum. Cum s-a înființat. Odată, în spatele nostru se vede una dintre cele mai frumoase biserici din oraș, dar și din întreaga provincie. Este vorba despre o biserică gotică, cu o singură navă, probabil cea mai mare biserică cu o singură navă, construită la finele secolului al XV-lea pentru Ordinul Călugărilor Sfântului Francisc, pentru franciscani. Era vorba despre o instituție importantă a orașului Cluj. Trebuie să ne gândim la faptul că acest ordin s-a mutat și a întemeiat reședințe, respectiv mănăstiri, în orașele importante. Aceste ordine mendicante, franciscane, dominicanii, de regulă se stabileau în orașele importante. Clujul a avut și mănăstire franciscană și mănăstire dominicană încă din secolul al XV-lea. Deci trebuie să ne închipuim această biserică. La sud de biserică s-a aflat mănăstirea călugărilor din Ordinul Sfântul Francis. Adică exact ce vedem, acest perete. Acest perete, deci dincolo de acest perete. Peretele este mai nou, da, câteva secole. Și vedem și ruinele. Și ruinele, dincolo, da, de perete. Niște ruine, da, da. Unele dintre aceste ruine au aparținut acestei mănăstiri. Dar mai era o instituție, o mănăstire de maici, da, din Ordinul, tot la fel întemeiat de Sfântul Francisc, mănăstirea Clariselor. Mănăstirea Clariselor s-a aflat la nord de biserică. Sau la nord de biserică. La nord de biserică. Este important să amintim, deoarece împreună vor asigura temelia primei academii, primei instituții de învățământ superior din Cluj și din Transilvania. Iar în spatele bisericii avem zidul. De fapt, ne aflăm într-un perimetru care s-a situat în colțul sud-estic al orașului medieval Cluj, da, al orașului împrejmuit cu ziduri. Da. Aici, de ce am sublinat acest aspect, orașul Cluj și, în general, orașele medievale nu erau limitate la terenul împrejmuit cu ziduri de oraș. Era acest centru urban și în afara acestor ziduri de oraș se întindeau suburbiile orașului, da, în cazul Clujului, 3 suburbii, unde locuia o importantă populație cu
activități de regulă agricole. Da. Meșteșugarii de regulă se aflau în oraș, aveau imobile în oraș. Bun, deci suntem în acest colț al orașului, aici s-a construit această mănăstire franciscană la sfârșitul secolului al XV-lea, dar foarte repede, la câteva decenii după aceea, în Transilvania și în toată Europa de vest, începe un proces de transformări radicale, care au atins în primul rând Biserica Romano-Catolică. Este vorba despre reforma religioasă. În Transilvania, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, reușește să convertească la noile curente și noile învățături protestante cea mai mare parte a populației maghiare, săsești, dar și românești. În acest context, populația Clujului devine majoritar protestantă. Ce s-a întâmplat în Transilvania? Practic, Biserica Romano-Catolică era pe punctul să dispară. Au dispărut, trebuie să înțelegem, au dispărut parohiile, au fost transformate în parohii protestante, toate mănăstirile au fost desfințate, toate, au rămas câteva mănăstiri catolice, franciscane, de exemplu, Șumuleu Ciuc în Secuime. Dar celelalte mănăstiri catolice au dispărut. A dispărut Episcopia Catolică de la Alba Iulia. Stările Transilvaniei nu au mai permis unui episcop catolic să activeze pe teritoriul Principatului. Și dispare și sistemul școlar catolic, care asigura învățământul și elementar prin școlile parochiale, dar și învățământul de nivel mediu prin școala capitulară de la Alba Iulia. În acest context istoric, stările Transilvaniei își aleg un principe catolic. Deci paradoxul Transilvaniei. Da. Și astfel ajunge pe tronul principatului un catolic. Da. În persoana lui Ștefan Bathory. El a fost un aristocrat, unul dintre foarte puțini aristocrați care au rămas în credința veche, adică la credința catolică. Da. Ajungând pe tron, pe tronul Transilvaniei în prima instanță și după aceea pe tronul Poloniei, al Uniunii Polono-Lituaniene, dorește salvarea bisericii catolice din Transilvania, din țara lui natală. Și cum gândește să realizeze acest proces? Prin întemeierea unei școli. Întemeierea unei școli atât de bune încât, asta era speranța regelui, că și protestanții își vor trimite copiii la școală aici. Cine putea să întemeieze o astfel de școală? Un alt, hai să spun așa, instrument al Bisericii Romano-Catolice întemeiate în contextul reformei religioase și anume Ordinul Iezuit. Da. Ordinul Iezuit, care a întemeiat, a gândit în prima instanță și a întemeiat peste tot în Europa, dar chiar putem spune întemeiat în toată lumea, că și pe alte continente, dacă ne gândim în Asia, dar deosebit în America, America de Sud, un sistem de școli foarte, foarte performant. A fost acel sistem de învățământ, de sistem școlar care stă la baza, la temelia sistemului școlar și din zilele noastre. Da. Bun. Cine preda în aceste instituții școlare? Călugări iezuiți. Călugări iezuiți excelent pregătiți, în primul și în primul rând, în propriile instituții iezuite. Aceștia toți erau călugări, adică se aflau, erau obedienți, depuneau jurământ de obediență față de șefii ordinului iezuit, dar și față de papă, și care puteau să fie trimiși oriunde în lume și să întemeieze școli de nivel mediu sau de nivel superior. Da. Deci printre călugării iezuiți s-au găsit și călugări ajutători, pricepuți la toate, de la bucătari, dulgheri, constructori, până la arhitecți, și după, dar și magiștri, profesori de colegiu, de gimnaziu, dar și profesori de filozofie și de teologie, adică profesori din învățământul superior. Da. La Cluj a fost întemeiat o astfel de instituție.
În anul 1579 a venit primul grup de profesori iezuiți, de călugări iezuiți, nu în oraș, ci lângă Cluj, în satul Cluj-Mănăștur. Comunitatea iezuiților, după un an de zile, a primit drept donație din partea principelui Ștefan Bathory și al fratelui său Cristofor Bathory tot ceea ce aparținuse Ordinului Franciscan, adică aceste clădiri pe care vi le-am prezentat mai înainte. Cele două mănăstiri și biserica. Și biserica. Da. Fiecare colegiu iezuit, fiecare instituție iezuită trebuia să aibă o biserică. Trebuia să aibă o clădire în care locuiau călugării, care era reședința, hai să spunem așa, mănăstirea. După aceea trebuia să aibă o clădire de școală și trebuia să mai aibă și alte școli potrivite pentru a caza elevii. Da. Acestea erau așa numitorile convictumuri, care erau în primul rând, erau instituții de educație. În al doilea rând, ofereau și loc de cazare și masă pentru elevi. Da. Trebuie să subliniem faptul. Instituțiile iezuite erau sau ofereau învățământ gratuit. Da. Deci nu se plătea pentru copiii care învățau, sau nu se plăteau pentru învățătură. Totul era suportat din averea proprie a ordinului iezuit. Iezuiții vin aici, renovează aceste clădiri moștenite de la franciscani, de la Ordinul Călugărilor Franciscani, și în anul 1581 pornesc școala lor de aici. Da. În acel an era o festivitate mare, în cadrul căruia știm, s-a notat acest aspect, au fost prezentate și spectacole teatrale, desigur, pe anumită tematică. A fost prezent voievodul Cristofor Bathory, fratele regelui Ștefan Bathory, aici. Și în acel an, regele Ștefan Bathory a emis privilegiul despre care v-am pomenit, acel privilegiu care permitea instituției să emită titluri academice. Da. Bun, acum se poate întreba, au fost, știm de studenți care au primit aceste titluri? Din păcate, nu. Nu. De ce? Această instituție a funcționat până în anul 1581 și până în 1606. Ok. Și în această perioadă au existat mai multe întreruperi provocate de epidemia de ciumă din anii 1580, respectiv de intervenția politică a stărilor Transilvaniei, care la un moment dat, prin anii 1590, au expulzat Ordinul Iezuit din Transilvania și atunci și procesul didactic s-a întrerupt. Au reușit să revină după aceea tot, diferență de câțiva ani, au repornit învățământul, dar practic nu a fost timp suficient pentru a ieși și absolvenți din băncile acestei instituții. Da. Cum s-a întâmplat? Iezuiții pregăteau până la un anumit punct elevii, după care cei mai capabili erau trimiși. Elevii cei mai capabili erau trimiși la alte instituții iezuite, în Târnavia, la Viena sau chiar la Roma. Da. Unul dintre studenții foarte celebri ai acestei școli clujene a fost Petrus Pazman, fiul unui nobil protestant din Bihor, care a venit la studii aici, la Cluj, s-a convertit la catolicism și după aceea a devenit figura centrală a contrareformei de pe teritoriul Ungariei, ajungând arhiepiscop de Esztergom, cardinal și întemeitorul Universității Iezuite din Târnavia și al unui colegiu la Viena și așa mai departe. Bun, iezuiții au activat aici, nu doar în clădirile despre care v-am povestit, ei au început să ridice o clădire impozantă care trebuia să fie sediul Academiei Iezuite. Se pare că ei nu au apucat să termine această clădire, a intervenit un context istoric aparte, în 1603, când clujenii, cum v-am povestit, majoritar protestant,
au decis că este momentul să scape de această instituție catolică plantată printre ei. A fost un context când orașul Cluj era asediat, au pornit niște zvonuri în oraș cum că iezuiții se pregătesc să extermine unitarianismul și unitarienii din Transilvania și pe acest fundal populația Clujului, să spun plebea Clujului, a atacat instituția iezuită și sub lozinca dacă vrei ca rândunica să nu se întoarcă, trebuie să-i distrugi cuibul, au demolat clădirile școlilor. Au afectat chiar și biserica, bolta gotică a fost dărâmată și zidurile goale au rămas aici până pe la prin anii 1620, când tot ce a aparținut cândva ordinului iezuit, aici în acest perimetru, da, a fost donat comunității reformate sau calvine din Cluj. Iată, de atunci această biserică este biserica centrală a bisericii calvine din Transilvania. Da. Aici se termină. Da. Primul capitol al învățământului superior din Cluj, cea reprezentată de iezuiți. Ok. Continuăm etapa următoare mai în față. Bun. Ce s-a întâmplat după expulzarea iezuiților? Am putea spune că iată ce s-a întâmplat. Clujenii au avut doar atâta minte să distrugă o școală atât de importantă. Trebuie să înțelegem, în acel moment la Cluj deja a existat o școală protestantă care era cel puțin la nivelul școlii iezuite. Era vorba despre vechea școală orășănească clujană, vechea școală medievală, existentă în oraș sau despre existența căruia știm sigur din anul 1405, dar care deja pe la mijlocul secolului al XIV-lea trimitea studenți la studii superioare la Universitatea de la Paris și Bologna, de exemplu. Bun. Deci Clujul nu a rămas fără instituții de învățământ superior, era vechea școală orășenească transformată în școală numită superioară. Da. Și după 1620 a început să fie dezvoltată școala calvină, școala protestantă, reformată sau calvină. În spatele meu se găsește, se vede clădirea, hai să spun așa, nouă, acestui colegiu. Pe locul, sau puțin mai la est, s-a ridicat clădirea colegiului reformat, construit în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Și cale de la mijlocul secolului al XVII-lea a avut și curs de nivel superior, dar fără ca această instituție să aibă privilegiul de a acorda titluri academice. Și acum să spunem câteva lucruri și despre această stradă. Da, este o stradă, una dintre cele mai vechi străzi din Cluj, până la începutul secolului 20 a purtat un nume, hai să spun pitoresc, strada sau ulița lupilor. Da. Aceasta deja din secolul al XV-lea, știm sigur că s-a numit așa, există povești clujene care încearcă să găsească explicație la această denumire. Are legătură cu ulița iepurilor? Da și nu. Da și nu. Da și nu. Deci o veche poveste clujană susține că această stradă, înainte de ridicarea zidurilor de oraș, a fost marginea urbei, da, și în iernile foarte grele, din pădurea care se întindea pe dealul Feleacului, lupii coborau până în această zonă a orașului. Deci iată o posibilă explicație și iată și credibilă. Da. Dar v-am spus că este o stradă care s-a format încă din secolele chiar 13-14, se poate bănui din configurația sau tramei stradale.
și care a devenit fel de, de stradă a școlilor. Da. Deci, vedeți, în capătul estic era mănăstirea franciscană, care încă din secolul al XV-lea a avut școală, școală elementară. Asta a fost transformată în școală iezuită și Academie Iezuită, prima universitate din Transilvania. Iar în capătul vestic al străzii, dar înainte să trecem, aici este una aici dintre școlile de elită ale Clujului, Liceul Emil Racoviță. Da. Deci iată, avem și o astfel de școală. Da. Avem Liceul Reformat, pe dreapta, care funcționează acolo din prima jumătate. Clădirea Verde. Clădirea Verde, da. În care funcționează această școală confesională din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Apoi biblioteca, nu? Este biblioteca Academiei, care adăpostește o colecție fascinantă de cărți vechi. Este una dintre cele mai importante biblioteci de carte veche de pe teritoriul României. Așa ceva se găsește în colecțiile Bibliotecii Naționale de la București, iar în Transilvania, în colecțiile Bibliotecii Telechi Buioi de la Târgu Mureș și Bibliotecii Bacianeum de la Alba Iulia. Da. Deci această bibliotecă este la nivelul bibliotecilor amintite. Practic, a fost constituită după naționalizarea din 1948 și aici clădirea a fost, propriu-zis, a fost construită în anii 1970, început în anii 70. Și aici au fost adunate bibliotecile naționalizate ale vechilor școli clujene, dar nu doar clujene. Din Cluj aici sunt fondurile școlii catolice reformate unitariene, dar aici se află în bună parte biblioteca Colegiului Greco-Catolic de la Blaj și a Colegiului Reformat de la, din Zalău, și, dar și alte fonduri de carte. După care, după aceea urmează filiala din Cluj, Arhivelor Statului, da, o instituție care adăpostește, desigur, printre alte fonduri, și fondul de arhivă a orașului medieval Cluj. Desigur, și fonduri familiare și fonduri ale instituțiilor care au existat de-a lungul secolelor în Cluj. Clujul este în situația cea fericită că i s-a păstrat arhiva, în bună măsură s-a păstrat arhiva încă din perioada medievală. Foarte bine. Și povestim și de ce s-a descoperit în capăt acei bulgări mari de piatră. Da, este o așa numitele concrețiuni de feleac. Sunt specifice dealului feleacului, sunt niște formațiuni care sunt rămășițele unor epoci geologice străvechi. Da. Se găsesc pe dealul feleacului, unde pe locuri, pe teritorii întinse, se găsește nisip foarte fin de mare, semn al faptului că teritoriul Clujului și, în general, teritoriul Clujului s-a aflat cândva pe fundul unui golf cu ape calde, cu recifuri, da, și din care de multe ori a plecat apa, s-a retras apa, a revenit în anumite perioade, a fost apă dulce, iarăși în altele apă sărată, apă de mare. Care a permis formarea acelor care a permis bulgări, acelor bulgări de, da, de piatră. De fapt, sunt fire de nisip cimentate, da, în formă aproape sferică. Ajungem spre mijlocul acestei străzi și ajungem în partea aceea a străzii în care putem începe povestea sau putem continua povestea instituțiilor de învățământ superior din Cluj. S-a întâmplat că instituția catolică, care a fost izgonită din oraș după 1603, să se stabilească în satul Cluj-Mănăștur. Deci instituția catolică nu a avut voie să se stabilească în oraș, dar a avut voie să se stabilească lângă. Da. Satul, teritoriul satului Cluj-Mănăștur, acum este cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca. Da. Acolo, catolicii au construit o școală care a funcționat
până după mijlocul secolului al XVII-lea. Atunci ce s-a întâmplat? Ei au fost nevoiți să ceară îngăduința ca instituția lor să se mute înapoi în spatele zidurilor de apărare. Oradea, ce s-a întâmplat? Oradea a fost ocupată de turci, au început incursiunile cetelor de militari turci până în Cluj. Nu a mai fost practic nicio fortificație care să apere Transilvania, principatul, și era pericolul ca acești militari să ia în robie, să fure copii la propriu. Da. Și atunci asta a fost argumentul suprem pe baza căruia ei, catolici, au primit aprobarea să se mute în oraș. Da. În capătul vestic al uliței Lupilor, ei au primit îngăduința să cumpere imobile, da, și în acele imobile, care vedeți, deci acele imobile au dispărut, dar pe locurile lor ne putem imagina, alte clădirile vizibile în zilele noastre. În acele clădiri a început să funcționeze din nou școala catolică, iar la sfârșitul secolului XVII-lea, într-un context istoric, sau într-un alt context istoric, mai concret, după ce Principatul Transilvaniei a fost ocupat și a devenit parte a Imperiului Habsburgic, a început recatolicizarea provinciei și în acest proces de recatolicizare, catolicii au primit mult mai mult sprijin din partea autorităților centrale. Atunci Ordinul Iezuit a reușit să repornească învățământul de nivel superior, practic din donația unui magnat catolic, Ștefan Opor. Ștefan Opor a donat o sumă atât de importantă, mii de galbeni, era o donație expresă pentru reîntemeierea învățământului de nivel superior. Se înțelege învățământul superior catolic. A revenit Ordinul Iezuit la Cluj cu această școală și ei au ridicat, după aceea, în primul sfert al anilor, al secolului al XVIII-lea, un campus universitar. Probabil pentru epocă nu este corect să folosesc expresia de campus, dar ca să înțelegem mai bine ce a fost. Au ridicat o biserică, au ridicat un convint în care locuiau elevii, dar și magiștrii, profesorii iezuiți. Au ridicat o clădire de școală elementară pe locul liceului Bathory din zilele noastre. Adică cel din stânga. Cel din stânga. Da. Deci asta este o construcție de la începutul secolului al XIX-lea. În Cluj a fost un incendiu teribil chiar în ultimii ani al secolului al XVIII-lea și atunci a dispărut și acea școală elementară iezuită. Iar pe teritoriul clădirii centrale a Universității Babeș-Bolyai trebuie să ne închipuim trei clădiri, biserica iezuită, colegiul vechi și colegiul nou, adică clădirea ridicată pe la mijlocul secolului al XVIII-lea pentru Academia sau Universitatea Iezuită din Cluj. Acum, Universitatea Iezuită din Cluj, trebuie să numim așa, încă de la începutul secolului al XVIII-lea a purtat în actele proprii denumirea de Universitas. Da. Claudiopolitana, adică denumirea latinească a orașului Cluj. Și avem dovezi că primele decernări de titlu de bacalaureus au fost din anul 1712, iar din 1715 am găsit dovada decernării prima oară a titlului de doctor în filozofie. A fapt divers, vă spun că anul ăsta am reușit să găsesc o diplomă emisă în 1768, o diplomă de magistru în filozofie, oferit unui preot catolic, făcea parte tot de asemenea, era iezuit. Era o diplomă uitată printre paginile unei
cărți, într-o bibliotecă, într-o bibliotecă parohială din Secuime. Deci, iată, e cea mai veche diplomă? Este cea mai veche diplomă pe care am reușit să identificăm. Este emisă de Facultatea de Filozofie a Universității Iezuite din Cluj, adică a Universitas Claudiopolitana. Da. Deci, iată, este foarte important că această instituție, iată, este dovada supremă a faptului că era instituție de nivel superior și chiar reușea să ofere absolvenților săi astfel de titluri academice. Da. Am ajuns deja printre clădiri ridicate de iezuiți la începutul secolului al XVIII-lea. La stânga, clădirea aceasta galbenă, este clădirea convictului nobiliar. Dacă filmați deasupra porții, uitați-vă, dacă vă focusați puțin acolo, veți găsi emblema iezuită cu inițialele I, H și S, adică Iisus Hominem Salvator, Iisus Salvatorul omenirii sau oamenilor. Iar dacă mergem la poarta pietonală... Deci asta e de atunci. Da, da, este. Da. Deci este de secolul al XVIII-lea. Da. Și deasupra porții pietonale putem vedea emblema instituției. Din păcate, cablurile acoperă parțial. Dacă reușiți să focusați, atunci putem arăta. Chiar acoperit de acele cabluri, emblema iezuită și dedesubt două blazoane nobiliare. În stânga noastră, așa cum vedem, sunt colții de dragoni ai familiei Bathory, iar pe partea dreaptă, blazonul, coroana aceea și brațul cu sabia și cu crucea, blazonul familiei Opor, cel care a donat, a dăruit banii necesari pentru a reporni învățământul superior în 1698. În această mică piață mai vedem clădirea aceea de vis-a-vis, era seminarul Sfântul Iosif, aparținea tot de Universitatea Iezuită. În universitate, da, universitatea avea și facultatea de teologie. Da. Și acum e probabil... Ar fi bine să vă povestesc despre sistemul de învățământ iezuit. Deci, vedeți, biserica construită de iezuiți este prima biserică ridicată în stil baroc din Transilvania. Da? Da. Este biserica iezuită. Nu, cea din dreapta de aici. Cea din dreapta, cea clădirea galbenă. Da? Talie, da. Lipită de biserică, pe teritoriul clădirii centrale universității era Colegiul Vechi, da, și în spatele Colegiului Vechi era clădirea Academiei. În mijlocul acestei piețe, toate acestea erau clădiri construite în stil baroc. În mijlocul acestei piețe a fost ridicat un monument dedicat Sfintei Maria, primul monument stradal din Cluj, ridicat din donațiile în contelui Corniș. Cumva acel monument o să fie reamplasat? Da, da, vedeți, fundațiile deja au fost turnate, monumentul o să fie readus aici. Monumentul a fost dus din acest loc de către autoritățile comuniste în anii 1960 și depus în spatele. A fost salvat până la urmă, da. A fost salvat, nu a fost distrus, ci pur și simplu transferat în spatele unei biserici dintr-un cartier din Cluj, din spatele bisericii din Sfântul Petru. Bun, deci asta era, hai să spun așa, campusul iezuit ridicat în secolul al XVIII-lea. Această universitate iezuită a funcționat până în anul 1773.
ce s-a întâmplat atunci. Din decizia curții papale, ordinul iezuit a fost desființat. Da. Împărăteasa Maria Tereza era obligată să declare desființat ordinul iezuit și pe teritoriul Imperiului Habsburgic și așa a dispărut instituția și din Cluj. Ce s-a întâmplat? Împărăteasa a luat decizia ca toate proprietățile iezuite să fie de pe teritoriul Imperiului, să fie luate în proprietatea statului, să fie naționalizate, da, altfel spus. Da. Și din aceste bunuri să fie întemeiat un fond școlar care să stea la temelia învățământului de stat din Imperiu. Da. La Cluj s-a întâmplat acest lucru. Instituția iezuită, instituția de învățământ iezuit, a continuat să funcționeze, dar nu ca universitate iezuită, ci ca universitate regală. Da. Și împărăteasa a decis dezvoltarea acestei instituții, acestei universități regale, într-o universitate imperială. Și a luat decizia să întemeieze pe lângă facultățile de filozofie și de teologie și facultățile de drept și de facultate și de învățământ medical. Da. Relativ la scurt timp după aceea, instituția a fost restructurată. Fiul lui, Iosif al II-lea, a decis că această instituție să învățământul de filozofie practic să fie transferat în cadrul Liceului Piarist, continuatoarea instituției iezuite din Cluj, iar cele două instituții întemeiate de Maria Tereza, adică Facultatea de Drept și Facultatea de Medicină, să-și continue existența ca instituții de sine stătătoare, ca Academie de Drept și Institut Medico-Chirurgical. Iată două instituții de nivel superior care după aceea au existat și au funcționat la Cluj până în anul 1872. Da. Aceste instituții au reprezentat învățământul superior din Cluj în prima jumătate a secolului al XIX-lea. De ce? Anul până în 1872, în acel an a fost întemeiată Universitatea Modernă a Transilvaniei. Deja suntem într-o altă epocă istorică, până în perioada iezuită și după aceea învățământul, limba învățământului a fost limba latină. De altfel, limba oficială a Transilvaniei a fost limba latină până pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Da. După aceea a început maghiarizarea sistemului de învățământ, iar Universitatea Modernă a Transilvaniei era deja întemeiată ca o instituție cu predare în limba maghiară. Da. Și care cu patru facultăți, iar cele patru facultăți ale noii universități, adică filozofie, drept, medicină și științe ale naturii, deja s-au constituit astfel încât Facultatea de Medicină era practic continuatoarea Institutului Medico-Chirurgical existent la Cluj, iar Facultatea de Drept practic s-a format din Academia de Drept existentă anterior aici. Da. Începe o altă perioadă, această universitate iarăși încă din primul an de existență deja acorda titluri de doctor în filozofie, medicină și drept. Universitatea Maghiară a existat până în primăvara anului 1919, când a fost preluată de autoritățile române, de Consiliul Dirigent. Din decizia Consiliului Dirigent, instituția a devenit instituție românească. Legea care a întemeiat Universitatea Românească spune că Universitatea Maghiară se transformă în Universitate Românească. Ok. Și începe deja un alt capitol al învățământului superior clujean. Suntem în timpul de după unirea din 1918-19 și vorbim despre istoria Universității Românești, care peste câțiva ani va lua numele regelui unificator, regelui Ferdinand. Iar acum aveți mai multe universități în mai multe limbi?
Nu, acum urmează atunci povestea de spusă de colega mea. Ah, ok. Bun. Continuăm și cu colega. În muzeu cu istoria învățământului românesc, bine? Bun. Și mai multe universități. Iarăși este o poveste... Stați puțin, că asta e... Știi? E ceva, e ceva. Nu că e ceva, că nu ar fi coerent ce, da? Ce spun. Okay. Că m-am concentrat pe ce ați spus, că avem mai multe universități. Cum? În Cluj? Haideți, vă rog, se poate ieși. A fost Universitatea Românească, nu? Universitatea Maghiară, după aceea Universitatea Românească. Da. Și se pune problema ce s-a întâmplat cu Universitatea Maghiară după 1919. Da. Nu a fost desființată, ci s-a refugiat pe teritoriul Ungariei, mai exact la Szeged. Ok. Ok. Pe locul Universității Maghiare, Universității Francis Iosif, a fost întemeiată Universitatea Românească, viitor Universitatea Ferdinand. Da. Bun. Mergem mai departe. Vine anul 1940. Ce se întâmplă cu Universitatea? Vine dictatul de la Viena, arbitrajul de la Viena. Ce se întâmplă cu Universitatea Românească? Se refugiază la Sibiu, respectiv la Timișoara. Da. Și vedeți, Universitatea din Cluj, cum se divide în mai multe. Deci, datorită Universității din Cluj, se naște învățământul superior la Szeged, se naște învățământul superior la Sibiu, Timișoara. Exact. Merge mai departe. Se termină al doilea război mondial. La Cluj revine Universitatea Românească, Regele Ferdinand, care după câțiva ani își schimbă denumirea în Universitatea Victor Babeș. Universitatea Maghiară este desființată, Universitatea Francis Iosif este desființată și cu o altă lege este întemeiată o altă universitate cu predare în limba maghiară. Asta va fi Universitatea Bolyai. Okay. Universitatea Maghiară Bolyai. Iată că Clujul se trezește că are două universități. Universitatea Românească Babeș și Universitatea Maghiară Bolyai. Două instituții de sine stătătoare. Da. Ambele universități au avut facultate de medicină. Vine reforma învățământului în 48, care restructurează învățământul medical pe model rus, respectiv sovietic. În Rusia, respectiv Uniunea Sovietică, învățământul medical se desfășura în instituții de sine stătătoare. În vestul continentului, învățământul medical întotdeauna era organizat în cadrul universităților de știință. Da. Adoptând modelul sovietic, la Cluj se nasc, să folosesc acest termen, două universități sau instituții de învățământ de medicină. Una în limba română și cealaltă în limba maghiară. Facultatea sau institutul medical cu predare în limba maghiară a fost mutată la Târgu Mureș. De atunci există învățământ superior la Târgu Mureș. Iată. Iar din facultatea de medicină a Universității Ferdinand, respectiv Victor Babeș, se formează Universitatea de Medicină, care astăzi poartă numele lui Iuliu Hațeganu. Da. Deci, acum, ce v-am povestit acum este doar punctat și fără să intru în detalii ce și cum s-a întâmplat. Și doar a fost o schiță acestei. Da, da. Mulțumesc!